Bună ziua, suntem la Iepuraș, astăzi 9 februarie 2023, am dat de mâncare la Iepuraș, acum avem un fân, un pic cu lucernă în el, mai mult fân, amestecul de ovăz, orzoaică, porumb, floarea soarelui, un pic de granule, îl punem apă în aceste vase. Facem apă mai călduță din casă pentru că a înghețat. Tineret, femeie din Austria, acum ascult de la Mihai Blaga. Femeia de la mine cu cei 15 kindei, tatăl masculul din Austria, 97 de puncte. Scofița. Aici ametișii, tatăl masculul din Austria, 6 femeluțe, aici jos 3 femeluțe. Ce campioană cu cei unul din păcate trebuie să-l tai, că s-a banat, au rămas 3, tata Thomas colo din Austria, foarte frumos. Acesta e tata puilor, au 7 de puncte, campion, a banat. Urechi late, mai gros. Fiul din Tanco, baba. Metisa de fluture. 9 puișori din 13 sunt acolo în cuib. Au supraviețuit la minus 11-12 grade, cum au fost zilele trecute. Aceștia de acolo sunt prima serie a ei, am dus 10 pui. Scolul de la Mihai Blaga. Acesta e fânul. Un pic de lucernă și cu mai mult fân. Jos avem și o tavă, găinile cum au aici. Australor, Master Gri, mixtă, iară mixtă, Australor, avem și New Hampshire, uitați puică. Femeluța cu 13, cu 12 pui din 13, metisa, acolo în cuib. Bătrâna californiană și cu cuibul are deja o zi sau două peste termen. Aici altă femelă. Să văd că își face cuibul acolo în colț. Are două zile peste termen. Această zi, fica ei și aici gestant. El din mascolo. Foarte frumos și el. Din nemți, 100%, talorul mascul care de două ori a fost campion cu el, genetică foarte bună. Mai avem aici 3 metiși, femele cu 2 masculi. Aici e Rexy, Rexy! Aici e femeia din Austria cu 4 californieni. Cu 2 uriași. Aici ametisa cu cei 11 pui.
mai spre negru, mai grifieri. Foarte frumos. A doua puiere. Prima puiere parcă a dus 8, acum 11. Maia! Maia! Ce-i Maia? Vom vedea. Sperăm că vor veni puii astăzi, mâine. La noapte se anunțeară minus 8 grade. 2 grade sunt astăzi, s-a mai căzit foarte puțin. 5 grade la soare, la umbră, înghețat tot, bognă. Un fund frumos, nu l-a plouat, văd că îl mănâncă iepurașe. Aceasta e campioana de la Lipova, de 95 de puncte, din Neamță, cu o femeie iarăși tot de la mine. Australop, găină, puică, metisă, mai rațele avem. Am oprit 3 rațe cu un rățoi. Și aceasta de sus este și ea gestantă. Vedem când va până. La bronz, bronz. Promițător pui, urechi late. Sâmbătă vor avea 7 săptămâni, sunt din 24 decembrie. Am 96 de puncte, 19,5 la blană, femeie foarte bună. Mergem înainte, aici e gol, am mai tăiat, mă ascult de aici, l-am tăiat, o femeie de aici, de ori așa am tăiat. Am tăiat câțiva metiși de ăștia, vreo 7 bucăți. Mă doresc o după amiază plăcută. Dacă aveți probleme în legătură cu iepurii, ăsta la dispoziție la numărul 0756 575 385. Mulți mai scrieți pe Facebook. Vă îndrum cu sfaturi, cu cât cunosc eu în cunoștințele mele despre iepuri. Succes tuturor crescătorilor de iepuri. Mergem înainte. Am crezut că scăpăm de iarnă, dar nu este așa. Cum a venit în februarie, e bine că au înflorit pomii. Cum vedeți, acolo sunt plantațiile, sus pe deal, de afine, de cireș, piersic. În partea dreaptă avem cais, piersic. Sus peste deal mai avem și afine, rapiță. Vom vedea la stopi anul acesta cum va fi. O zi bună, la revedere!